Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de pe GTA San Andreas Multiplayer. Înainte de a începe clipuri, fraților, vreau să vă mulțumesc pentru like-urile de la episodul trecut. Am strâns peste 50 de like-uri la episodul trecut, așa cum voia și Costi, liderul de la Taxi LV. Așa că acum așteptăm să-și amputeze un coi pentru suma de 50 de like-uri de la episodul trecut. Haideți să strângem și la acest episod peste 30 de like-uri, desigur. În descriere nu știu dacă o să avem OG coduri, dar dacă în titlu va scrie OG codes, vom avea, dacă nu, nu vom avea, pentru că acum am făcut tichet pentru a primi OG coduri. Hai să vedem și ce questuri aveam. Prinde un pește foarte rar și termină 5 curse la Arena Racing. Bun, între timp ce prinde un pește foarte rar, vreau să vă vorbesc cum am luat Helper One, pentru că da, titlul pe care îl vedeți nu este unul fals, nu este unul clickbait pentru vizionare și așa mai departe, pur și simplu este un video, titlu total adevărat, adică da, pe bune, chiar am luat Helper One. De ce? O să vă spun în minutele ce urmează. Ei bine, nu știu câți dintre voi ați apucat să vedeți clipul când am filmat pe contul lui Afiță din Taxi Las Venturas pe Rubin FM. Ei bine, am filmat pe contul lui, am pus clipul pe YouTube și eu când pun un clip dau share pe grupurile de Sam România pentru a promovat conținutul, dau și un share pe grupul meu de Steam și mai pun și un link la status pe forum. Ei bine, nu am aveam voie să pun, pe lângă faptul că nu am voie să joc pe alte servere, eu am mai pus și pe forum la status, am pus ceva de genul, cam așa era, am spart un cont pe Ruby, i-am făcut pe fraieri, like aici, știi? Și urma linkul de la video, știi? Și nu aveam voie să pun asta pentru că na, nu am voie să pomenesc de alte comunități, mai ales pe forum, pentru că forumul este unul strict pentru OG Times și nu aveam voie să spun despre un alt server sau ceva de genul. Deci, oricum, nu aveam, nu a fost nicio problemă faptul că am filmat acolo. V-am spus și în episodul în care, în următorul episod, în care v-am spus că am făcut o greșeală. Am văzut pe pentru nice. În videoclipul, după ce am făcut o greșeală pe care v-am spus-o, mă sună, nu pot să răspund, frate, scuze, da, filmez. Atunci v-am spus că îl întreb pe Lolex dacă... I-am spus lui Lolex problema și el mi-a spus că, bă, nu e nicio problemă, stai liniștit, că nu vei fi sancționat pentru asta. Dar, în schimb, nu am fost sancționat pentru că am filmat acolo. Am fost sancționat pentru că am pus la status pe forum chestia aia. De asta am fost sancționat, nu că am fost sancționat pentru că am filmat pe Ruby, că până la urmă este... A fost un cont venit de la un abonat. Bă, Afiță, dacă vezi clipul ăsta, frate, nu-i vina ta, e vina mea, da? Deci să nu văd că-mi trimis un mesaj cu, bă, scuze pentru neplăceri sau ceva de genul. Nu, nu e vina ta, da? Este vina mea pentru că eu am postat pe forum și nu aveam voie să postez pe forum. Dacă lăsam clipul așa, nu era nicio problemă, dar am zis, bă, șterg tot, pentru că nu-i bine. Deci asta a fost cauza, faptul că eu am pus la status pe forum chestia aia cu am spart un cont pe Ruby, i-am făcut pe fraier like aici, știi? Deci na, asta e pentru că am pomenit de Ruby. Deci pentru asta am luat eu Helper One pentru status update
și asta este. Și o să vă spun și de unde am aflat. E bine, aseară am avut, ieri seară fiind luni, am avut, mi s-a dus și mie în activitatea și am avut ședință staff. Ședința nu era obligatorie, dar odată ce nu aveam altceva de făcut, nu aveam de învățat, am avut o seară liberă, am zis, băi frate, de ce să nu mă duc la ședință, fiind prima ședință din staff, mă duc, văd ce se discută acolo. Și la final, să înțelegeți, ședința a durat undeva de pe la 8 și un pic până la 10 și un pic. Faza e că după terminarea ședinței, cei care au avut întrebări, na, Wave 1, la fel ca la facțiune, ai întrebări, Wave și îți răspunde, bine, mie mi-a răspuns Dagot și Vlad atunci, aseară de fapt. Și am întrebat la sfârșitul, am fost al doilea care am întrebat. Am întrebat dacă am vreo sancțiune la helper și mi-a răspuns, asta l-am întrebat pe Dagot și mi-a răspuns Vlad că da, Vlad 47, da? Mi-a răspuns că am unul din trei helper warn pentru status update pe forum, pentru chestia aia. Deci eu pentru chestia aia am luat helper warn. Bă, fraților, așa că vă sfătuiesc și pe voi în viitor să nu luați exemplul meu și să nu faceți așa, să nu postați pe forum despre altă comunitate, pentru că nu e bine, mai ales dacă sunteți și în staff. Bă, să nu înțelegeți că eu fac acum videoclipul ăsta pentru a mă plânge și pentru că da, mă cac în el de server sau ceva de genul ăsta. Nu, frate, pur și simplu am făcut videoclipul ăsta să vă înștiințez. Și până la urmă, da, conștientizez că ceea ce am făcut nu e bine și până la urmă, nu știu cum era proverbul ăla, dar, în fine, cel care greșește primește și o pedeapsă. Uite, s-a văzut și Energizant pe video, sigur o să lase un comentariu. Salut, Energizant! Deci, hoțul neprins e negustor cinstit. Nu știu dacă se încadrează aici, dar până am greșit, am fost sancționat pentru un status update. Eu am fost sancționat, deci aveți grijă, fraților, și voi dacă faceți parte, să spunem că sunteți pe Ruby, admin, helperi, și puneți, filmați un episod și puneți pe forumul de la de la Ruby că a jucat pe Older Times și așa, na, veți fi și voi sancționați. Bine, depinde și de regulile de pe server. Dar, na, eu am fost sancționat, îmi recunosc, pardon, nu vine acum, accept asta, îmi voi ispăși pedeapsa sau îmi voi executa pedeapsa, ceva de genul ăsta. Îmi accept pedeapsa, dar este cu totul ceva normal și totul ceva ok, până la urmă unul din trei, na, și recunosc că este greșeala mea. Deci să înțelegeți că nu am făcut acest videoclip să mă plâng sau că am luat helper warn pe nedrept. Nu, am luat pe drept pentru că am făcut ceea ce nu trebuia să fac, am făcut ceva ce este interzis. Da. Deci prin acel status update. Da. Eu am făcut clipul ăsta să mă înștiințez, nu mă plâng, helper warn-ul îmi va trece după 30 de zile. Din greșeli învățăm, este și vorba asta, cei care o știți, respect. Din greșeli învățăm. Eu în astea 30 de zile în care mi se duce helper warn-ul, desigur, voi învăța extrem de multe lucruri noi, pentru că eu fiind la început nu am aceeași experiență pe care are un helper cu 2-3 luni în staff. Eu am doar o lună și o săptămână în staff, da? E bine, acestea fiind spuse, de fapt nu. Cei care întrebați despre ședință, că bă, se va ține
se va ține în fiecare luni ședință sau ceva de genul ăsta. Nu. Ei bine, această ședință a fost specială doar pentru noi helperii, în care s-au discutat anumite lucruri, anumite chestii și ni s-au mai dat mai multe exemple, sfaturi, etc. Da. Această ședință nu a fost obligatorie, dar v-am spus și la început, cum nu aveam ceva de făcut la ora aia, la ora 8 seara, pentru că atunci a început, m-am dus la ședință pentru a vedea ce se discută acolo și cum este la o ședință asta. Da? Nu. A, da? Bă, știam că n-ai voie cum a pătrat în mafii. Da, deci a fost o ședință pentru noi, special pentru helperi, specială pentru helperi. O ședință frumoasă. La început ne-am anunțat că ședința o să țină o oră și jumătate, dar am mai făcut noi și un mic joculeț, un mic test și na, ne-am lungit pe la 2 ore, dar nu e nimic, frate, pentru că este până la urmă o ședință ce ține de staff, o ședință în care trebuie te duci să îți pui propuneri, greșeli și din care înveți. Deci, cam atât cu clipul ăsta, nu mai am nimic de spus. Sper că v-a plăcut. Eu sunt cât se poate de sincer cu voi, nu vă spun acum că, bă, mă doare în cur de... De fapt, nu că mă doare în cur, pardon. Nu vă spun acum că, bă, nu mă deranjează că am unul dintre ei luat pe merit, ci eu, de fapt, vă spun asta doar pentru că să nu credeți că sunt eu rău și pe la spate în jur stafful sau cine m-a sancționat. Nu, fraților, eu sunt sincer cu voi, îmi asum greșeala, îmi voi executa, nu... Îmi ispășesc pedeapsa și așa mai departe, da? Ei bine, toate acestea fiind spuse, sper că v-a plăcut clipul, nu uitați să lăsați un like, nu uitați să lăsați un comentariu, nu uitați să vă abonați și noi ne revedem pe data viitoare. Salut!